Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip. Ce facem astăzi? Ei bine, astăzi vom face o scurtă verificare de vară, să zic așa. Bine, vremea nu prea exprimă asta, dar în teorie vara este aproape. Mergem la un prieten, Cristi, care are un service lângă Călimănești, cine este din zonă. Cine nu este din zonă, aveți toate detaliile în descrierea acestui clip. Partea cea mai bună este că acest service este pe DN, adică este pe drumul național. Este un drum pe care trec majoritatea oamenilor și în cazul în care apar ceva defecțiuni, probleme, este foarte simplu de ajuns. Aveți toate detaliile în descrierea acestui clip, iar băieții cu siguranță vă vor rezolva. La fel și dacă faceți pană, deoarece are și o vulcanizare. Totodată, dacă sunteți din zonă și aveți o problemă la mașină, sunteți în căutarea unui service prin zonă, doriți un schimb de ulei, o alimentare cu freon, orice chestie de genul, băieții vă pot ajuta și cu siguranță vă vor oferi cele mai bune servicii. Din câte am înțeles, astăzi vom filma chiar și un AMG, a venit la revizie, la schimbul de filtre, de ulei și așa mai departe. După cum am spus, noi vom face o scurtă verificare, vom verifica nivelul de freon în cazul în care este scăzut, să-l completăm. Dar până una alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Da, și în weekend am făcut un drum până la Cristi, fiindcă am avut o problemuță, să zic așa. Când m-am întors de la Ștefan, cine a văzut clipul anterior știe despre ce vorbesc, mașina mi-a dat un șoc pe drum și a apărut drivetrain și mi-a limitat mașina, a trebuit să o opresc, să o repornesc din nou, totul a mers țiplă, dar cu mult mai puțin cai, adică mașina zicei că are vreo 100 de cai, 150 maxim, efectiv nu trăgea și se auzea, cum să zic, o pierdere de boost masivă, adică era clar că ori un furtun e spart, ori ceva s-a desfăcut, că la intercooler. E bine, am fost la Cristi, am ridicat mașina pe elevator, ce să fie? E bine, un colier se desfăcuse, un colier de la boost pipe, efectiv de la mijloc, ajunsese până aproape de turbină din inerție și din vibrația și efectiv cupla aceea nu mai era strânsă cu absolut nimic, pe acolo când intra boost-ul îl dădea pe tot afară. Nici o problemă, s-a rezolvat cu ocazia asta, sunt aproape sigur că de aici este și boost leak-ul acela, adică nu din problema pe care am avut-o, dar din tot ansamblul acela, sigur pe undeva pierde, pe la o garnitură, asta urmează să schimbăm și toate garniturile în viitor. Da, Cristi a rezolvat problema, a strâns acel colier și nu am mai avut nicio problemă. Oricum am tras niște cadre și vi le voi lăsa aici. Bine, diferența e că atunci era frumos, soare, acum plouă, e urât, dar nu e nicio problemă că ne descurcăm pe orice tip de vreme. Iată, am ajuns și la Cristi. Bine, noi trebuie să ne întoarcem fiindcă este continuă și nu putem intra pe continuă. Frumos, fix la stradă, pe drumul național. Haideți să intrăm. Parcăm și noi. Și iată că am ajuns. Haide să vedem serviciul. Da, colierul acela se. Păi dacă mă urcați.
Bun, am ajuns și noi acum în oraș. Am rezolvat ce aveam de rezolvat. Îi mulțumim foarte mult lui Cristi pentru ajutorul acordat. Am completat nivelul la freon, am făcut o igienizare. În weekend ne-a ajutat cu acel colier de la Boost Pipe. Au schimbat băieții discurile și plăcuțele pe față la acel GLS AMG care se aude demențial. Adică pentru cât de mare e mașina, nu te aștepta să se audă V8-ul ăla. Se aude absolut genial motorul acela. Evacuarea stoc, bine, toată mașina este stoc, dar pentru cât de mare este mașina, pentru cum arată, nu te aștepți să sune așa. Da, au făcut și revizia la acel GLS, schimbul de ulei, schimbul de filtre. Nu uitați că aveți toate detaliile serviciului în descrierea acestui clip. O să vă las Instagram-ul, Facebook-ul și toate detaliile necesare pentru a ajunge la băieți în cazul în care aveți nevoie de o reparație, de o revizie și așa mai departe. A, da, au fost schimbate și jantele de pe acel GLS, au fost puse jantele cu cauciucurile de vară. Sper că v-a plăcut acest clip. Până una alta, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi ne vedem data viitoare. Ciao.